pentru clasele a 8-a, a 12-a și a 13-a pentru seral și frecvență redusă, perioada de încheiere a situației școlare se prelungește până pe 13 iunie. În ceea ce privește înscrierea la examene, înscrierile pentru examenul de bacalaureat și evaluare națională pentru absolvenții de clasa 8-a se vor prelungi și ele până pe 13 iunie. În acest context, probele de competențe din cadrul examenului de bacalaureat se vor susține în perioada 14-23 iunie. Sunt primele măsuri anunțate de Ministrul Educației pentru elevii care termină acum gimnaziul sau liceul. În cazul celorlalți elevi, momentan nu se impun schimbări de program. Anul școlar se încheie pe 16 iunie. Cea mai mare urgență este examenul de bacalaureat, pentru care există deja o prima amânare. Calendarul evaluării naționale, dar și calendarul probelor scrise ale examenului de bacalaureat nu se modifică în acest moment. Vreau să plec la facultate în Germania și până pe 15 iulie va trebui să primit diploma de bac, așa că ar fi util să am diploma de bac până atunci, oricum e timp puțin și dacă s-ar rămâne nu aș mai putea aplica. În ședința de guvern, executivul a adoptat memorandumul privind creșterea veniturilor pentru angajații din educație prin noua lege a salarizării. De anul viitor, salariul unui profesor debutant cu studii superioare va fi la nivelul salariului mediu brut pe economie. Creșterea pe noua grilă se va face etapizat, de la 1 ianuarie 2024, prima tranșă fiind de 40%. Documentul a fost publicat și în Monitorul Oficial. Sunt convins că dascării înțeleg de asemenea apelul la încredere și rațiune pe care îl fac de la masa guvernului pentru a înceta această grevă. Sunt asumări politice, am stabilit de asemenea cu domnul Marcel Ciolacu să semnăm un angajament politic tocmai pentru a oferi acele garanții. Foarte, foarte corect. Faptul că toate solicitările liderilor de sindicat de la început au fost în acest moment acoperite direct sau acoperite prin acte normative. Reacția sindicaliștilor a venit imediat. Sunt în continuare nemulțumiți pentru că executivul nu a prevăzut revendicarea legată de salariile debutanților într-un document cu putere de lege. Memorandumul este doar un act intern al guvernului. Mâine la protest. Da. Vedeți posibilă susținerea bacalaureatului cu probele de competențe din data de 14 încolo? Nu știu. Augustin Zegran, fost președinte al Curții Constituționale, a declarat pentru edupedu.ro că declarația adoptată nu are valoare juridică, ci doar politică. O serie întreagă de decizii importante, da, se asumă de către Guvernul României prin memorandum. Viitoarea lege a salarizării ar trebui să le aducă angajaților din educație salarii majorate cu 60%, în tranșe însă, iar sindicaliștii vor ca veniturile să crească până cel târziu în decembrie 2024. Între timp a fost publicat și ordinul de ministru potrivit căruia pentru finalul acestui an școlar mediile pot fi încheiate și cu două note, fără Consiliul Profesoral.